Cea mai veche construcție din oraș, atestată documentar în 1794, a aparținut familiilor Vergu și Mănăil și a găzduit de-a lungul timpului colecția de etnografie și artă populară. A avut și o destinație provizorie de sediu administrativ al muzeului pe durata lucrărilor de reabilitare a clădirii principale a instituției de cultură. În urmă cu aproape un an, imobilul a intrat în reabilitare după ce ajunsese într-un grad avansat de degradare. Acest lucru s-a realizat nu cu mulți bani. Muzeul a contribuit cu aproximativ 90.000 de lei, Consiliul cu vreo 36.000 de lei și am putut să facem ceea ce vedeți aici. Ne dorim ca pe viitor să facem mai multe, dar primul pas este foarte important, acela de a redea circuitului turistic și de a reda vizitatorilor o casă minunată din punct de vedere arhitectonic. Obiectivele expuse aici reprezintă întregul județ Buzău, în special de pe Valea Slănicului, din localitățile Mânzălești, Lopătari, Bisoca, Varlaam, Mărgăritești, zone în care s-a păstrat mai bine meșteșugul de realizarea costumelor populare. Pe lângă obiectele de vestimentație, casa Vergu Mânăilă mai adăpostește acum și icoane, obiecte bisericești, dar și veșmintele care au aparținut fostului arhiepiscop Epifanie Norocel. În plus, colecția a fost gândită acum pe structura unei biserici. Astăzi trăiesc un sentiment așa de liniște și fericire că un pilon de bază al societății, mă refer aici la biserică, și în special la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, când două instituții, mă refer la Muzeul Județean Buzău și Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, și-au dat mâna, au avut o lucrare împreună și uitați ce se întâmplă. A fost gândită pe baza unui releveu de biserică, cu pronaos, naos și altar. La intrare, deci pe circuitul de vizitare, este în prima sală, bineînțeles, cine poate fi decât țăranul român, talpa țării, cu mulți copii îmbrăcați în costume populare, la primire, cine poate fi sufletul bisericii dacă nu oamenii? Casa Vergu Mănăilă a fost atestată documentar în 1794, naționalizată în 1948, apoi a ajuns în paragină, fiind reconstruită ulterior în perioada 1971-1974, pe vechea fundație.